Hei, salut, lemnar aici, nu uitați de giveaway-ul meu care are loc pe Instagram, la poza asta, neapărat merge acolo. Giveaway-ul a început ieri, deci aveți toate șansele să câștigați. Puteți să câștigați un Brawl Pass, un Brawl Pass pe care o să mi-l iau și eu chiar acum. Activate, 169 de gemuri o să dăm pe el și să vedem ce primim. Da, hai că dăm. Și începem prin a deschide un Mega Box. Deci dacă vreți și voi acest Brawl Pass, v-am zis, mergeți pe Instagram meu, trebuie să urmați instrucțiunile, gen să dați tag unui prieten, follow mie pe Instagram, e ceva foarte simplu și o să anunț câștigătorul pe un live în aproximativ o săptămână. Hai să vedem ce avem aici. Dynamite, Boo, Frank, Penny, nu cred, știu cine e asta. Pam, e epică. Îmi place Pam. Am văzut-o la coechipier și mi s-a părut foarte bună. Wow, ce mișto. Opa, stai că trebuie să luăm și ăștia 100 de bănuți. Și în continuare avem o cutiuță. Wow, ce mișto. Eu zic că se merită. Uitați, deja la tier 10 încă un mega box o să primim. Nu ne-a costat chiar așa de mult. Eu ca pentru voi să iau Brawl Pass-ul ăla. Cât costă? 170 de gemuri am dat, nu? Da, 170. Parcă așa avem des, deci asta o să mă coste pe mine $50, 50 de dolari, 50 de lei și da, o să aveți și voi Brawl Pass. Bun, momentan o avem pe Jessie care e nouă și pe tipa asta, unde e ea? Ia uite, imediat după. Hai să începem să jucăm cu ea, că mi s-a părut foarte bună, să jucăm un duo cu ea, că îmi place foarte mult, să vedem cum e. O testăm și pe ea și pe Jessie. Ce-mi place că aproape în fiecare episod testăm unul nou. Bun, hai să vedem cât de bună e. Cum trage? Trage niște bezele. Mamă, dacă demergeau bezelele astea. Ah, și trage așa împrăștiat? Ah, deci de aproape ar da mai mult damage, nu? Că trage mai apropiat. Mi-a murit partenerul. Trebuia să pun asta de viață, n-aveam încă drog. Dau și eu acolo la grămadă, dă-i. Mama, a murit și ăla, dar mă omoară chestia asta. Gata, hai că l-am omorât, ia chestiile alea tu. Hai să mai luăm una de aici de jos, că am văzut o cutiuță. Rapid, 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 când ia ceața. Dă-i. Gata, am luat-o și am plecat. Nu ne-am omorât și acum mergem mai departe să câștigăm acest match. Hai să vedem colegul. Nu mă impresionează așa tare. Nu știu, parcă n-are damage-ul ăla mult. Dă cu bezelele astea ale ei. Opa, un urs. Opa, asta era ultima. Nu credeam, crezut că mai are și pe încă cineva. Mamă. A, cred că mai avea pe cineva, s-a luptat cu Nita. Nita a invocat ursul care a omorât-o, da. Și a rămas doar ea care s-a bătut la sfârșit cu ursul. Foarte mișto. Hai să mai încercăm și la Jeb Grab. Că puteți să punem la mijloc, să ne dea viață și noi să ne vedem de treabă. Hai să vedem ce au Nita. O echipă interesantă. Băiți, să nu vă luați de mine dacă nu știu să joc asta. E nou pentru mine. Pam, și mai dai una, gata, l-ai mâncată. Unde mai sunt ăștia, mă? Uite-le, bagală. A, păi numai de aici stăm și dăm. A, dar nu-mi dă așa multă viață, cred că nu-mi dă așa multă viață pentru că nu am upgradată. Vezi, îmi dă doar câte 300. Gata, nu au săraci nicio șansă, dar măcar încercați, vă rog, eu nu renunțați, o să vină pe acolo. Cred. E una pe acolo, e Shelly pe acolo, pe undeva. Dă-i, dați. Săraci, nici măcar o șansă nu. Pare rău pentru ei, mai dăm o dată acolo. S-a infiltrat puțin. Săraci.
Trebuia să o dau așa de final, mamă, ce nasol pentru ei. Chiar am avut echipa bună, deci a ținut mijlocul tot timpul. Hai că se bate. Ah, iar îmi pâlpeie bateria asta la cameră, nu pot să cred. Sper să ajungă măcar pe 5 minute, dar din câte știu eu ajunge. Hai să mai încercăm, să încercăm și pe Jessie alta. Hai tot la Gem Grab. Deci bun, știu așa că face, ea dă damage în jur. Și pe urmă, ultima ta, ei îi trage pe toți aproape de ea și ei nu pot să dea în ea. Aha. Are un range destul de mare și ce-i mișto că poți să dai după ziduri. Uite, de exemplu, lua aia. Wow, ce damage are. Vin aici. A, și-mi dă și imunitate în perioada aia. Wow, foarte tare. Interesant, mișto, îmi place. Se încarcă puțin cam rar abilitățile ei, dar restul e foarte bună. Mama, am 4 gemuri? De unde am 4 gemuri? Nici n-am observat. Hai să mai luăm câteva kill-uri și ne pe aici, n-am mai apucat. Iau ăștia la kill-uri. Ei, lasă mie măcar cristal. Ne mai trebuie un cristal și începe numărătoarea inversă. Unde o să câștigăm mai mult, ca sigur? Distrugeți-mă chestia aia, micuță. Sau nu? Fugi! Hai, luați-l și băzda, vă rog eu, luați-l. Gata, l-am luat eu. Și victorie foarte ușor. Nu știu, de fiecare dată când încerc unul nou, parcă este ușor să câștig cu el. Am început deja cu aia bun să nu mai mă descurc așa tare, care este rang mai mare. Hai să vedem, hai să jucăm la show de ce îmi place modul ăsta. Cred că e preferatul meu. O să vă arăt imediat și statisticile. Nu uitați și de clubul meu, Lemnarul și Fanii. În fiecare zi cred că dau câțiva afară ca să aibă loc cât mai mulți, cât mai buni. Eu mereu în grupul ăsta, în clubul ăsta o să fiu pe ultimul loc. Deci da, eu să dau afară cei care sunt după mine, mai în spate. Hai mă, nu găsim pe nimeni pe aici? Iau de-i. Nu, am făcut o greșeală, aia. Nu trebuia să mă apropii așa de tare acolo. Hai să-l ajut pe ăsta. Cred că i-am furat kill-ul. A, nu, l-a luat eu. Dă-i, te rog eu. Trebuia să-i dai, mă rog, e bine cum a ieșit, dar trebuia să-i dea cât timp eu țineam pe aia acolo. Mai e doar una. Uite. Mamă, 8 de-alea pare asta. Fugi. Îmi pare rău, Bull, tu vii cu la mine. Nu l-am putut trage, nasol. Gata, ăla era, n-avea nicio scăpare. Primul bull pe care îl văd de când a e nou update și n-are skin pe el. Uite, am făcut deja rang puțin mai mare. Ia să vedem, am deblocat. Oho, mai avem o grămadă ca să deblocăm aici. Ce vreau să vă arăt, clubul unde sunt 100 de persoane. Ia să vedem, e cineva după mine? Dacă e cineva să-l scoatem, nu e. Uitați, dar îl întrec acum pe Leon și va trebui să îl scot. Ce vreau eu să vă mai arăt? Mai vreau ceva, dar nu mai știu ce. Ah, aici cred. Uitați, am la 2 victories 183. La 3 V3 175, dar la 2 am foarte multe, zic eu. Sunt un master la boss și așa. Dar abia încep să mai bage bossul ăsta în 2 zile să-l jucăm. Până atunci, hai să jucăm pe asta la hot zone. Cred că ar fi foarte bună, pentru că stai în cercul ăla și dai ultimata și nimeni nu se poate să intre peste tine. V-am zis, dacă se oprește bateria brusc, aici se încheie meciul. Am reușit să ne cumpărăm Brawl Pass. Dacă vreți și voi unul, nu uitați de giveaway-ul meu de pe Instagram. Hai că mă duc eu să mă bat cu ăștia aici. Ops, mi-a dat un hit din greșeală fără să vreau. Stai tu aici. Bun. Așa, tu iau paia de jos, perfect. Hai că dominăm. O ținem pe asta puțin aici. Hai, dă-i. Așa, gata. Asta e ca și luat de sus.
Și mai avem pe ăla de jos care îl luăm și pe ăla imediat. Ce faci mai aici? Hai că țin eu puțin aici. Dă-i. Mamă, ce rapid ai ultima tăiat. Ăsta Poco nu prea știe să joace, nu știu ce nu dădea mine acolo. Gata, și-am câștigat, mamă, ce victorie rapidă, n-am câștigat niciodată un match de ăsta Hot Zone așa rapid. A fost și Star Player, bineînțeles, și luăm 8 trofee. Am observat că cel mai multe trofeele ei la solo duo, aici, la duo, de fapt. Și de asta e bine să le jucați, deci am jucat ăsta, am jucat ăsta, nu cred că am jucat două. Ba da, am jucat două, dar hai mai jucăm unul, pentru că îmi place foarte mult. Și asta, Jeski este foarte bună. Jeski? Parcă așa o cheamă. Hai să vedem. Merge. Încă o bucată și e jos. Am luat cristalul. Ia, partenerul meu ce a făcut? A muncit și el la cutie? A muncit. Bravo, așa de vreau. Opa, a dat cineva în ea. Poco, hei, unde mergi, măi? Hă? Nu știi că e partenerul meu? Ai ce să cauți aici. Hei. Tu unde mergi? Ai unde să mergi? Stai aici cu mine. Mamă, dacă îmi bubuie asta, îmi bubuie tot. Vină cu A. Eu trebuie să-i țin așa cu ultimata aia. Mamă, mi-a dat ultimata și nu m-a afectat, pentru că aveam eu ultimata, gen. Superul. Sunt obișnuit cu ultimata din alte jocuri, să zic așa. Opa. Ce rapidă. Ah, mai e doar ăsta. Am ultima ta, la știu și pe partenerul meu. Și bang. Ce frumos l-am luat, mai e unul. Ia uite, oh, Poco, săracu, n-are nici măcar un de la un cristal. Îmi pare rău, power up de la, hai. Vino aici, Poco, unde fugi? Te duci așa în ceața aia? Îmi pare rău de tine. Chiar îmi pare rău. Ha, a reînviat partenerul lui. Ce faci acolo? Săracu. L-a lăsat partenerul lui în ceața aia acolo, în smoke-ul ăla. Bun, hai, mai jucăm unul cu ea. Dacă nu mi se duce bateria la cameră, hai să jucăm. Este foarte, foarte bună. Hai să vedem. Asta e ultimul. Ia, cu cine suntem aici? Cu Frank. Mamă, ce-mi place și Frank. Bun, bravo, Frank. Ia tu ăla, ți-l las ție. Hai să mergem noi, frumos, să omorâm un inamic, 2-3, să luăm mai multe power-ups de la ei. Da, deci nu uitați că începem și live-urile în curând. O să vă anunț oricum pe community și peste tot o să vă anunț când începem live-urile. Știam eu că ești aici, măi. Gata, eu îl țin și Frank îi dă. Mamă, ce combo bun! Nu m-am gândit la asta până acum. Hai să luăm și cutiile astea de jos, că tot suntem aici. Ia-o tot asta, Frank. Și vii și pe urmă și la asta, da? Dacă vrei, dacă nu, mai descurc eu așa singur, mai greu. Hai, dă-i tu o bucată. Am luat-o și am plecat. Avem 7 cristale, fiecare mai este o singură echipă. 7 power-ups. Nu știu de ce tot le zic așa, mi-au rămas în minte așa. Păi de-al pe ăla care are 5 dale. Epa. Nu trebuia să vină așa aproape. Acum avem 9. Și mai e partenerul lui pe undeva. Oare pe unde? Bună! Hei, de ce și-a dat ultimata așa de vreme? Ah, am vrut să-mi dat și ultimata așa de final, dar n-am mai apucat. Oricum, foarte, foarte bună. Bravo, măi, iau și rang 5. Bravo. Stai deja? Cum o cheamă? Jeki. Jeki o cheamă, avea Brawl Pass-ul. Abia aștept să mai joc ca să obțin aici, să merg cât mai departe, să-l iau pe Kill. Dar până atunci, nu uitați de giveaway-ul meu care are loc pe Instagram, neapărat mergeți acolo, citiți descrierea la ultima poză, vedeți ce trebuie să faceți. Eu sunt Lemnaru, voi sunteți cei mai tari. M-am pupat.